Iată-ne ajuns și aici și din capul locului și primele noastre gânduri se îndreaptă către numeroșii noștri prieteni din societatea civilă, personalități ale lumii românești, care, mulți dintre ei, chiar dacă nu sunt integrați în acțiunile politice sau nu doresc să participe la acțiune strict politică, au fost întotdeauna în prima linie a susținerii valorilor în care credem cu toții. Stimații compatrioți, am bucuria să vă anunț că ne-am întrunit la Sibiu, în primul congres al Alianței noastre România. Vreau să le mulțumesc tuturor membrilor și tuturor simpatizanților noștri care au avut răbdare. A fost un proces organizatoric care a durat un an, dar în acest moment avem constituite structuri în toată țara, avem o conducere colectivă aleasă de congres și suntem pregătiți să oferim și să susținem acele soluții, acele proiecte și acele intervenții în viața noastră politică pe care sunt convins le așteaptă mulți dintre dumneavoastră. Alianța noastră România se definește pe sine ca un partid așezat pe direcția națională consacrată istoric în această țară, utilizând cadrul gândirii conservatoare, care este un curent politic de mare prestigiu în întreaga lume civilizată, îmbrățișează valorile democrației creștine, susține principiile sănătoase ale patriotismului economic și, bineînțeles, identitatea și valorile noastre. Imediat după acest congres se va întruni Consiliul Național, noul Consiliu Național votat astăzi și vom începe imediat desfășurarea activităților organizatorice în teritoriu. Până atunci, vă mulțumesc încă o dată tuturor și o să ne revedem, sunt convins, cu prilejul Zilei Naționale a României, când sper să fim în prezenți în număr cât mai mare la Alba Iulia. Doamne ajută și vă mulțumesc tuturor!